Spre ce se îndreaptă România? Nu știu spre ce se îndreaptă, dar începe să-mi fie frică. Începe să-mi fie frică pentru că am văzut imaginile de ieri de la mine din oraș, din Săcele. Imaginile astea, vă spun că acum, sunt imaginile cu care se deschide orice buletin de știri din România. Și mă tem că nu numai că fac în conjurul României, dar cred că fac și în conjurul lumii. Se va ajunge, dacă așa s-a ajuns, mă tem că se va ajunge să ne dea în cap în magazin. Bun. Apă, sărbători, alcool. Nu recomand alcoolul, nu beau. Doamne ferește. Dar aceste imagini vor ajunge și îi vor determina și pe alții să nu respectă legea. Se va ajunge mai rău ca în junglă, adică ne facem dreptate unul cu fiecare cum putem, cu toporul, cu ce, cum putem sau ce, ce se va ajunge în țara asta. Doamne ferește! Doamne ferește! Și acum vă pun întrebarea. Și fac una, mai întâi fac un apel. Pastorii, preoții, ce or fi fiecare, lideri religioși, implicați-vă, implicați-vă, pentru că dacă aveți putere în comunitatea aceea, s-ar putea să faceți ceva. Implicați-vă în educarea comunității. Fac apel toți, indiferent de ce cult sunt, baptiști, jehoviști, pentecostali, ortodoxi, catolici, nu contează. E timpul să vă implicați. E timpul să vă implicați pentru că spre binele tuturor. Ce s-a întâmplat la Săcele este un lucru oribil. Deci a face furoare, fiecare televiziune începe știrile cu imagine din Săcele. Și fac din nou. Și acum vin cu o întrebare. Către partidele politice. Da, recunosc, sunt liberal. Dar la fel de bine critic pe toți, nicio problemă. Am făcut campanie pentru Iohannis. La fel de bine critic pe toți. Către partidele politice și către acei politicieni care preferă să meargă cu pachete la ei. La fiecare. Nu contează din ce comunitate. Preferă să meargă cu pachete. Și în general, am făcut acest apel către toate partidele, dar în general ăștia sunt PSD-ul. PSD-ul în general face treaba asta. Nu. Acum să vină PSD-ul să spună în cazul de actuale ce soluții au ei, pentru că au majoritatea în Parlament, să spună PSD-ul, uitați, avem un pachet de soluții, de idei, de propuneri, de ce vor ei. Să rezolvăm problemele astea, dar nu iară cu pachete, cu astea că nu merg. Acolo trebuie făcută investiție, educație și de asta fac apel și către liderii religioși să încerce și ei să educe. Nu numai școala, nu. Educație se face și prin biserică. Nu, dar să vină PSD-ul, că ei, și asta e o durere. Merg la aceste comunități odată la 4 ani, când trebuie să stampileze acolo. Merg cu pachete și s-au asigurat de voturi în toată țara. E la fel. Nu, să vină PSD-ul cu soluții. Acum hai să-i văd pe domnii de la PSD.